Oficierii Federației Române de Specialitate nu au revenit asupra deciziei de anularea Supercupei. În aceste condiții, primele jocuri oficiale ale campioanei, CSM Târgoviște, vor avea loc la mijlocul săptămânii viitoare cu CSM Satu Mare, în turul 1 al Cupei României. Cele două echipe vor juca ambele partide la Târgoviște marți și miercuri. Prima rundă din ediția 2015-2016 a Ligii Naționale ar trebui să se joace weekendul viitor. Și aici sunt probleme. Câtă vreme adversara Târgoviștei, Rapid, intenționează să ceară federației amânarea meciului. Până la partidele oficiale, CSM ar putea disputa acest weekend un meci amical cu Phoenix Galați. Târgoviștea lui Predrag Vasic a jucat și weekendul trecut cu Phoenix la Galați și a pierdut ambele meciuri.